O întrebare este, sunt oamenii mai productivi de acasă sau de la birou? Iar răspunsul simplu este, dacă faci management prost, dacă faci micromanagement, atunci sunt mult mai productivi de la birou. Dacă faci un management bun, oamenii sunt la fel de productivi, dacă nu câteodată chiar performează mai bine când lucrează de acasă. Care e diferența între management prost și management bun? Managementul prost controlează mijloacele, managementul bun controlează rezultatele. Dacă nu era foarte clar, controlul mijloacelor înseamnă micromanagement. Însă, antreprenorilor și managerilor este atât de greu să renunțe la micromanagement pentru că au impresia că trebuie să renunțe la control. Și asta este una dintre cele mai mari tâmpenii pe care le-am auzit în viața asta, să renunți la control în business, pentru că odată ce ai renunțat la control, businessul ăla s-a dus pe apa sâmbetei. Scopul nu este să renunți la control, scopul este să schimbi. Tipul de control de pe controlul mijloacelor, controlul timpului, controlul cumului, să schimbe controlul ceului, să schimbe controlul rezultatului final. Iar aici avem două unelte în orice business. În managementul operațional ne folosim de responsabilități, iar în managementul creșterii de obiective. Ambele definesc rezultate finale. Responsabilitățile nu sunt mijloace. Responsabilitățile sunt rezultate finale recurente? pe care orice angajat are nevoie să le realizeze pentru a-și primi salariu. Noi plătim oamenii pentru a ne livra acele responsabilități. Obiectivele sunt ceea ce vine peste, ceea ce vrem să îmbunătățim, ceea ce vrem să schimbăm, ceea ce vrem să uh, aducem nou în companie. Iar acele lucruri le manageriem prin obiective măsurabile pentru care apoi oferim bonusuri.